În bot. Aaaa. Păi ce ai găsit să gătești? Ce știi așa să faci mai? Nu știu să gătesc, am zis că îmi place să gătesc. Ca să mă apropiu de tine. O să gătim amândoi. O să fac eu bun odată. Păi m-am inițiat așa de când... Păi dacă erai cu tine, îți făceau, dacă erai iubita mea. Da, păi eu nu știu. Nu mai făceai, măcare stăteam. Cine a deschis iar ușa aia? Eu spun o întrebare. Ce? Vreau să răspund sincer, sorry. De ce de... Nu mai spun că tu e o trăznaie mai mare ca tine. Și mă supăr și eu, nu mai... A, nu? Spuneți că nu... Dacă picăm o mamă prizonieră la voi, cine ar face? Stați niște cu noi. Nu cred, adică o să stați acolo două ore decât, nu știu. Mă gândesc eu, ce aș face făcut eu. Vă e frică? Trebuie să atacați. Băi frate, Ralu închide ușa aia cât și când țin la spate, cam spatele gol. Mă, și vă le-am miroase a usturoi, miroase. Hai că eu plec de aici și după aia deschide aia. Îmi place mirosul, dar de mâncare îmi place să mâncare. Deci, că e gata, mai trebuie sare? Nu. Nu te spune asta. Puțin pipel la că vă place mai tare. Cum adică eu mereu pun casul de gust, dacă n-are gust asta nu-mi place. Nu are maioneză? Nu a pus. A pus. Nu, nu. Dacă zic că n-a pus. Pui după gustul tău, trebuie să faci cum îți place ție. Păi da. Pui ce-ți place. Așa ce știi să faci? Cea mai bună mâncare a ta rețetă? Niciuna. Da. Serios? Da, bună. Mamă, eu credeam în tine că ești bună gospodină. Și eu nu sunt. Nu vrei tu, poate, nu vrei să-mi arezi mie. Ia să-i tăie puțin ca să-l spărgem. Dănuț! Hai, erai în zona sacră și ne-a găzui? Ce e? Hmm? Ce e? Care? Asta. Asta, de ce pe revistă încerci? Dacă a dat mesaj, e posibil să fie atacul. Bă, care e al nostru? Că nu mai înțeleg. Hmm? Ăsta, Cristiana? Da? Să mănânci foarte sărat. Da. Foarte bună, oricum. Ăla e făcut în o studă? Ăsta?